Da, amin și slăvit să fie Domnul. Amin. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Venirea noastră în această dimineață în locul acesta este minunea lui Dumnezeu. Faptul că încă este liniște și pace în țara aceasta și în România este tot minunea lui Dumnezeu. Locul acesta este minunea lui Dumnezeu, închinarea noastră în locul acesta până aici este minunea lui Dumnezeu și închinarea noastră în locul acesta de aici mai departe este tot minunea lui Dumnezeu. Când cineva vede o minune, zice, am văzut o minune. Deci este mai mare har să vezi minune acolo unde alții nu văd minune. Și minune de la Dumnezeu și faptul că ne vedem iarăși fețele. Spune și pe iubitul frate Marian, pe scaun fiind lângă Dumnezeu mai devreme, mă bucur foarte mult că te pot vedea din nou și la fel i-am spus și eu. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Amin. Înainte să treacă prin binecuvântată răsignire, Domnul Iisus le spune ucenicilor de atunci și le spune și nouă cuvinte foarte importante, duioase și de încurajare. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Diavolul manipulează cel mai bine prin frică. Este frica de moarte, frica de oameni. Frica de întuneric, frica de demoni, frica de ziua de mâine și așa mai departe. El cel mai bine manipulează prin frică. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Nu ne încredem în guvern, nu ne încredem în Organizația Națiunilor Unite care nu unește ce dezbină națiunile. Nu ne încredem în Organizația Mondială a Sănătății, care este Organizația Mondială contra Sănătății? Nu ne încredem în organizații religioase, nu ne încredem în oameni cu nume și renume din biserică sau din afara bisericii, nu ne încredem în noi înșine, nu ne încredem în semenii noștri, ci ne încredem în totul, totului tot, în Domnul. Amin. În cuvântul Domnului și în Domnul Duhul Sfânt. Iisus este cea mai puternică realitate, toate trei, dar El rămâne. El este același ieri, astăzi și în veac și are toată puterea în cer și pe pământ. Și este singurul nume dat omului sub soare să se mântuiască. El este binele suprem. De aceea El trebuie să triumfe în lume și principiile Lui trebuie să guverneze lumea. Noi trăim într-o vreme specială. Sunt vremuri serioase despre care Domnul Iisus a făcut în chivă minunat vorbire 2000 de ani în urmă când era pe pământ. Când întrebat fiind de ucenici care va fi semnul venirii tale și care va fi semnul sfârșitului veacului acestuia, între altele a spus, veți auzi de războaie, de vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Au un rol extrem de important în planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii și în planul lui Dumnezeu cu privire la biserica Domnului în vremurile de pe urmă. Vedeți, zice, să nu vă înspăimântați. Noi trăim într-o vreme în care omul nelegiuit dansează de bucurie pentru că i-a venit vreme. Iar cel neprihănit se mâhnește mereu și mereu în Duhul lui. Cel nelegiuit trebuie să atingă un vârf al nelegiuirilor și când va atinge vârful nelegiuirilor, atunci va veni Domnul și va face dreptate pe pământ și atunci va veni Domnul și va prăpădi pe cei care prăpădesc pământul, cum spune în Apocalipsa, în capitolul 11. Avem un Dumnezeu puternic și un Dumnezeu minunat. Un mântuitor puternic și un mântuitor minunat, un Dumnezeu veșnic care se bucură să împartă veșnicia cu noi. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Un Dumnezeu și un mântuitor puternic,
un Dumnezeu veșnic care se bucură să împartă veșnicia cu noi. Când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, nebunia din lume și nebunia care va cuprinde și biserica de la un capăt la celălalt, spune Domnul Iisus să vă ridicați privirile în sus, înspre cer, înspre locul minunilor, căci izbăvirea voastră se apropie. Noi, robul Domnului și fratele nostru a primit de la cel prea înalt poruncă să facă fereastră numai în partea de sus a corăbii. Cred că ați înțeles. E nebunia vremurilor și acestora de pe urmă în care ne este dat să trăim, trebuie să închidem ferestrele de jur împrejur. Nu ne mai trebuie nebunia ca televiziune și toți nebunii de acolo, nu ne mai trebuie internetul lumnașin aceasta fără de fund și fără de cap, nu ne mai trebuie Facebook, nu ne mai trebuie judecata, vorbirea de rău, bârfa prin telefon de un fel sau de un altul și alte urciuni diavolești de felul acesta. Îi scriam președintelui Trump în toamna anului 2020 și între altele îi suneam datorită faptului că niciodată aici în America comunistul n-a fost condamnat în mod oficial ca fiind un regim nelegitim și criminal, duhul urii care a stăpânit zeci de ani și în Europa de răsărit și în Asia, s-a mutat cu arme și bagaje și aici în America și în toată Europa Occidentală. Toate bazele militare de aici, din America, din deșert, de ani de zile, s-au transformat în lagări de concentrare. În China li se interzice cu desăvârșire copiilor să meargă la biserică și în procesiuni publice se ard Biblii și cărți creștine și efigii creștine și mii și mii de creștini care nu se supun dispozițiilor guvernului care îl urăște pe Dumnezeu, nu este doar ateist, iau drumul închisorilor și drumul lagărilor, acum când noi stăm linișiți în locul acesta și ne închinăm sau ne prefacem când ne închinăm înaintea Domnului. Nu o să treacă multă vreme și Biblia va fi cu desăvârșire interzisă. Este pregătită o Biblie pentru toate confesiunile creștine de aici și din lumea întreagă, o Biblie din care va lipsi cu desăvârșire numele Iisus Hristos. Și nu se treacă multă vreme și ni se va interzice cu desăvârșire să rosim numele Iisus. Și cine va mai rosi numele Iisus va primi amendă, după aceea dacă nu se linișește închisoare și dacă nu se linișește nici în închisoare, va fi decapitat. Cu asta a început măreasa lucrare a bisericii pe pământ și cu asta se va încheia. Cea din tâi jertfă, decapitarea lui Ioan Botezător. Și a venit o altă foarte însemnată decapitare, decapitarea lui Iacob și toate celelalte. Cu asta a început și cu asta se va termina lucrarea măreață triumfătoare a bisericii Domnului pe pământ. Ce acuzații minunate trebuie să le fim foarte recunoscători autorităților celor mai înalte, cele mai înalte de la Ierusalim 2000 de ani în urmă, care aveau și din punct de vedere politic și din punct de vedere religios o autoritate, ai zice, absolută, drept de viață și de moarte asupra oamenilor. I-au adus pe frații noștri înaintea lor la judecată și le-au adus cea mai însemnată acuzație. Nu v-am poruncit noi cu totul din adinsul să nu mai propovăduiți norodul învierea în numele acesta? Și iată că voi ați umplut tot Ierusalimul cu învățătura voastră. E cea mai frumoasă acuzație, nu? Și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Păi m-am gândit, dacă ni s-ar aduce și nouă acuzația asta, voi o să vi se spună, ați umplut tot Springfield-ul, nu? Cu învățătura învierea în numele Iisus. Și după aceea și toată America, nouă să ni se spună la București, după aceea în toată România și în lumea întreagă.
Drept răspuns, Petru și ceilalți apostoli au spus, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Frați iubiți și surori iubite și tineri și copii, indiferent ce va fi să vină peste noi, indiferent ce ne va fi să vină în adunar, noi să rămânem la cuvântul acesta care este aur curat. Amen. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și imediat l-au vestit pe Iisus, fără să ceară permisiuni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii lui, se sfârșește predica minunată din ziua cincizecime prin care s-a schimbat istoria și fața lumii pentru totdeauna și prin care s-a schimbat destinul la milioane și milioane de oameni. Prin cincizecimile care s-au multiplicat de-a lungul miilor de ani pretutindeni pe întreg pământul și printr-o mare minune și în România și în țara aceasta mare cât un continent și cu probleme dintre cele mai grozave. Și cum a continuat Apostolul Petru? Dumnezeul părinților noștri a înviat pe cel pe care voi l-ați dat la moarte prin răstignire ca să dea lui Israel pocăința și viața veșnică. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu și pe care îl dă Dumnezeu tuturor celor ce ascultă de El. Amin. Nu e vrednicie niciunia dintre noi că suntem în această dimineață în locul acesta și nu suntem la voi întâmplări. Poate pentru ultima oară când ne mai vedem fețele pe pământ. Să fim cu luarea minte și de aici mai departe la fiecare cuvânt care va fi citit și care va fi vestit. Îmi doresc să fie un cuvânt de foc care să ajungă la fiecare inimă. Amin. Și să curese fiecare inimă și pe apoi să înnoiască fiecare inimă și să umple fiecare inimă cu adevăr, cu dragoste și cu Duh de viață, darul Duhului Sfânt care este Duh de viață nouă. Amin. Amin. Ne ridicăm și citim cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta de har, plecând de la cuvântul care ne-a fost vestit prin preiubitul frate Iosif, puțin mai devreme. De la cuvântul Dumnealui a venit hotărârea cuvântului care va fi citit și care va fi vestit. Și dacă nu o să-i placă cuiva, se dea vina și pe Dumnealui, care și Dumnealui parte esențială de vină, cred că ați înțeles. Cartea Faptele Apostolului, capitolul al 3-lea, citim reînurarea Domnului, versetele 19, 20 și 21. Nu este doar un cuvânt de învățătură, nu este doar un îndemn, că este o poruncă. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șeargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și ca să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la împlinirea, așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu lor aminte cuvântul Domnului. Mesajul central al Bibliei este întoarcerea. Întoarceți-vă la mine și iarăși întoarceți-vă la mine, zice Domnul. Și Dumnezeu nu este o religie, nu este o doctrină, nu este o confesiune, nu este o filozofie de viață. Dumnezeu este Dumnezeu. Prin pocăință ne întoarcem la Dumnezeu și la valorile împărăției Lui și prin pocăință ne întoarcem la obârșile, la rădăcinile, la înaltele, da, se obârșii divine. Fără întoarcere nu există mântuire creștină, viață creștină și binecuvântare creștină. Poți să fii cel mai cum se cade, cel mai simpatic, cel mai religios, cel mai educat, cel mai instruit. Poți să fii cel mai bun om de pe pământ, cel mai însemnat și cel mai bogat. Dacă ești într-un tren greșit, te duci într-o direcție greșită. Păcat înseamnă a greși ținta. Nu înseamnă că suntem țintași slabi. Suntem țintași foarte buni, dar țintim într-o direcție greșită. Între altele, în Isaia, capitolul al 53-lea, se spune fiecare își vedea de drumul lui. Să mergi pe drumul tău și nu pe drumul Domnului este păcat. Mergem într-o direcție greșită și mai mult decât atât,
unde sunt fiecare își vedea de drumul lui, asta este și poate fi închinare la draci. Cei mai mulți în adunările noastre merg pe drumul lor și mi spune un cuvânt mai puternic, Biblia, pe care nu luăm ca atare. Toți umblă după foloasele lor și nu după foloasele lui Hristos. Și pocăința este cel din tâi pas prin care ne întoarcem de pe drumul care duce la pierzare și intrăm pe drumul care duce la viață. Noi toți ne dorim înviorare și înviorarea vine de la Domnul și numai de la fața Domnului, de la ceea ce este El pentru noi și de la ceea ce ar trebui să fim noi pentru El, nu de la ceea ce face El pentru noi. Înviorarea nu vine de la mâinile Domnului, ci vine de la fața Domnului. Înviorare înseamnă și pace și tărie și putere și har și înțelepciune și dragoste și viață și toate celelalte deopotrivă. Noi când umblăm cu adevărat cu Domnul Iisus, Duhul Sfânt ne arată în chip lămurit lucrurile pe care nu trebuie să le mai facem, lucrurile de la care trebuie să ne oprim și ne arată lucrurile pe care trebuie să le începem și pe care trebuie să le facem. Asta înseamnă pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șargă păcatele și mai apoi ca să vină de la Domnul vremurile din viorare. Pocăința noastră și întoarcerea noastră la Dumnezeu, vremurile minunate și binecuvântate de înviorare pe care trag nădejde că toți le dorim. Aceste lucruri au legătură cu venirea Domnului. Pentru ca să-L trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru noi și anume pe Iisus Hristos. Numai când ne îndrăgostim cu adevărat de Domnul Iisus, pierdem dragostea de lume. Dacă noi facem lucruri care sunt interzise de Biblie, dacă noi facem lucruri pe care Domnul le urăște și poruncește să nu le facem, prin aceasta dovedim că nu-L iubim cu adevărat, ci ne iubim pe noi și ne iubim lumea și lucrurile din lume. M-am gândit în inima mea la ultima cântare, se spunea între altele cuvântul tău să locuiască în inima mea și tu să fii Domnul inimii și vieții mele. Și mă gândeam cât adevăr o fi între ceea ce cântăm noi și câtă minciune este între ceea ce cântăm noi. Că dacă nu cântăm ceea ce trăim, cântăm minciuni și dacă nu trăim ceea ce cântăm și așa mai departe, cred că ați înțeles. Creștinii trăiesc în lume, dar nu pentru lume, ci pentru ceva ce va veni și anume pentru Iisus și pentru împărăția Lui slăvit. Între cei mai minunați slujitori ai Domnului, fratele nostru Ioan Botezătorul, care a lucrat, să zicem, o lucrare publică pentru Domnul preț de 6 luni și care ne-a lăsat așa un cuvânt puternic și o mărturie deosebită, care ne încurajează și pe noi după 2000 de ani și un cuvânt de care ne hrănim milioane și milioane și în generația noastră. Și între alte el zice, pregătiți calea Domnului. Neteziți-i cărările, orice ce munte, orice ce deal va fi făcut în loc neted. Văile vor fi umplute și după aceea căile strâmbe vor fi netezite. Învățăturile false, învățăturile mincinoase prin care oamenii sunt duși în rătăcire, învățături pe care le întâlnești prin toate bisericile și în România și în afara României, prin internet și alte grozăvii și urăciuni de felul acesta. Și când noi pregătim calea Domnului și când netezim cărările Domnului și când micșorăm munți de mândrie și de nedreptate ca să ridicăm munți de milă, de dreptate și de adevăr și când văile vor fi umplute de cuvântul Domnului, versetul următor zice și orice făptură va vedea, zice mântuirea lui Dumnezeu. Orice ce făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Domnul s-a dus în cer să ne pregătească un loc, datoria noastră să se pregătim Domnului loc în inimile noastre, în familiile noastre și în adunările noastre. S-a făcut vorbire despre credință și s-a făcut vorbire despre porunca dumnezeiască a iertării.
În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, avem rândurarea Domnului primele 8 versete care vorbesc despre pilda judecătorului nedrept. Auziți ce zice judecătorul acesta nedrept? Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușine, totuși am să-i fac dreptate văduvei acesteia ca să nu mai tot vină să-mi bată capul și să mă necăjească. Auziți ce zice judecătorul acesta nedrept? Și Tatăl vostru cel ceresc, Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către El. Măcar că zăbovește puțină vreme față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Chiar dacă au trecut 2000 de ani, curândul ăsta înseamnă tot curând. La Dumnezeu 1000 de ani cât o zi și o zi cât 1000 de ani. Ceea ce n-am făcut noi în 2000 de ani, va face El în 2 zile. Curând este curând. Iar realitatea credinței ne ridică deasupra timpului și ne scoate din spațiu. Dar vine întrebarea de foc. Când va veni Fiul omului, oare va mai găsi El credință pe pământ? Domnul se uită din înaltul cerului pe suprafața întregului pământ ca să găsească credință să vină și să aibă pe ce să se așeze. După cum un pescăruș se uită pe suprafața sau pe întinderea unei ape, să găsească un obiect pe care să vină și pe care să se așeze. Credința noastră este cheia venirii Domnului. De credința noastră depinde venirea Domnului. Și credința nu înseamnă, Doamne, Doamne, că la asta nu ne-ar întrece nimeni. Ci credința este un stil de viață și credința este un mod de viață. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face. Voia Tatălui meu care este în ceruri. Cel mai important lucru în rugăciunea Tatăl nostru este cuvântul care zice și ne iartă nouă greșelile noastre sau păcatele noastre pe cum iertăm și noi greșiților noștri. Este o lege spirituală pe care Dumnezeu a așezat-o în universul credinței noastre și este o lege peste care El niciodată nu trece și pe care niciodată nu o împlinește în locul nostru. Și ca să se asigure că am înțeles bine adevărul acesta, adaugă și zice, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ce cereți vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Vă vorbește Domnul în această dimineață? Este dașamin, este un cuvânt pe care niciodată Dumnezeu nu îl împlinește în locul nostru și pe care, peste care niciodată nu trece. Un frate minunat în România minunată primește un cuvânt de descoperire din partea Domnului, du-te pe strada cu tare, la numărul cu tare, am o lucrare însemnată de săvârșit în locul acela unde este o durere, o suferință mare. Și fratele a intrat îndată în ascultare, a alergat pe strada cu tare la numărul cu tare, a intrat în curte, după aceea a intrat în casă și a găsit într-o cameră o femeie trecută ușor de 30 de ani care zăcea lisete de putere, bolnavă, în pat. Mai întâi a salutat-o și după aceea a întrebat-o de starea dumneiei, de sănătate. Nu știu ce am, sunt câteva zile de când nu mă mai pot ridica din pat. Nu mai am niciun fel de putere. Și fratele zice să ne rugăm Domnului, să ne spună Domnului care este cauza pentru care te găsești în această stare foarte grea. S-a plicat pe genunchi la căpătâiul sorii și s-a pornit să se roage. Și după 15 minute s-a oprit din rugăciune și fratele îi spune sorei, Domnul îmi face de cunoscut că n-ai nicio boală, dar trebuie să ierți pe cineva. Ăsta este motivul pentru care a venit peste dumneata sarea aceasta mare de slăbiciune. Și femeia a început să plângă și a dat mărturie.
M-am căsătorit cu soțul meu. El credincios, eu credincioasă. Și locuim în aceeași curte cu părinții lui, cu socrii mei. Părinții lui nu m-au avut de la început la inimă și m-au vorbit mereu și mereu de rău și m-au persecutat mereu, ba într-un fel, ba într-altul. Și de un an de zile soțul meu a murit, a plecat la Domnul și am rămas singură cu 5 copii și socrii mei mai mult mă apasă, mai mult mă baciocoresc, mai mult mă nicășesc și așa mai departe. Și fratele zice, trebuie să ierți din toată inima și o să vină vindicarea peste dumneata. Și zice, caută să mă înțelegi, nu pot, îmi este prea greu. Și fratele zice, nu e nicio supărare, ne rugăm până când ai să poți. Ne rugăm până să-ți dea Dumnezeu putere de la El din cer, ca să ierzi din toată inima. Zis și făcut, s-a plecat iarăși fratele pe genunchi, s-au rugat 15-20 minute și la un moment dat sora strigă și zice, frate dragă, slăvit să fie Domnul, pot să iert din toată inima. Și acum fratele călăuzit de Duhul Domnului zice, Duhul Domnului zice că trebuie să și iubești din toată inima. Și zice, de iertat i-am iertat, caută să mă înțelegi. Foarte greu să iubesc din toată inima. Nu-i nimic, zici. Ne rugăm până-i să poți. Și iarăși s-au rugat și iarăși s-au rugat și la un moment dat sora a strigat aleluia. Și când a strigat aleluia, a sărit din pat, ca și când n-ar fi avut nicio slăbiciune și a zis, pot să iubesc din toată inima. Și plângând a plecat la socri, a dat mărturie cu privire la cele întâmplate. Soții s-au pornit și ei pe plâns, s-au plecat toți trei pe genunchi, s-au pocăit înaintea Domnului, s-au ridicat de pe genunchi, s-au îmbrățișat, și-au dat sărutare, s-au întors cu toată inima la Domnul și a venit înviorarea de la Domnul peste ei și peste copilașii aceia binecuvântați. Cine nu iubește, nu iese mântuit, cine nu iubește, nu iese din Dumnezeu. Și mai mult decât atât, cine urăște este un ucigaș. În biserică sunt ucenici ai Domnului Iisus și ucenici ai diavolului. Biblia spune, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Orice cine nu trăiește în neprihănire, nu iese de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Poți să stai 100 de ani în adunare și să faci toate slujbele la rând. Cine nu iubește pe fratele său, este copilul diavolului. Și mai departe adaugă, cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și atâta ură în biserică. E atâta ură în familie. Nu se suferă soții, după aceea copiii, părinții, în biserici, frați, surori, câte și mai câte grozăvii peste grozăvii. Vă îndemn și vă încurajez și vă poruncesc. Nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată fețele pe pământ. Și nu vreau să mă fac vinovat de sângele niciunuia din voi. Nu vreau ca Domnul la sfârșitul veacurilor să ceară din mâna mea sângele vostru. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Să vină de la Domnul vremurile din viorare. Și apoi să-L trimită pe Cel care a fost rânduit mai dinainte pentru noi. Mai întâi în inimile noastre, după aceea în familiile noastre și după aceea neapărat și în biserică. Nimeni să nu plece în această dimineață din locul acesta pe același drum pe care a venit, să plecăm ca magii pe un alt drum după ce ne-am închinat cu adevărat împăratului, împăraților Domnului, domnilor. Și dacă ai inima împietrită, și dacă ai inima sloi, inima rece, nu-i supărat. Iisus este cel mai minunat chirurg, cel mai minunat medic. Nu doar că vindecă inimi bolnave, dar face și transplant de inimă. Și spui, ia de la mine inima împietrită și rece și rea, sloi, și nu mi-o mai da niciodată înapoi. În schimb, dă-mi inima ta. Și nu mi-o mai lua niciodată înapoi, ca să curgă și din inima mea, cum zice în Biblie, prin Duhul Sfânt, râuri de apă vie.
adică râuri de iubire. Mai mulți ani în urmă, să fie vreo 20 și ceva la număr, o doamnă la București m-a înșelat cu niște bani. Două salarii cât aveam eu pe vremea aia. Și poți să-ți dai seama, mai cu seama, noi ca bărbați, of, 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 să mă înșel eu cocoan. Îți vine și o tulburare, îți vine și o... Și m-a întrebat Duhul Domnului, ce este de făcut în împrejurarea asta? Și am spus, Doamne, săpân, să-ți mulțumesc din toată inima pentru această mult binevenită încercare, să o iert din toată inima pe doamna asta și să te rog și pe tine din toată inima să o ierți. Păi dacă știi ce e de făcut, fă ce știi că este de făcut. M-am plecat pe genunchi și m-am rugat exact așa. Și când m-am ridicat, m-a întrebat Duhul Domnului cam cu câtă inimă ai iertat. Cam cu jumătate de inimă. Nu-i supărare, zice, mai roagă-te-o dat. M-am rugat a doua oară. Cam cu câtă inimă ai iertat. Cam cu trei sferturi de inimă. Nu-i supărare, zice, mai roagă-te-o dat. Și când m-am rugat a treia oară, în timpul rugăciunii, mi-a venit atâta pace, mi-a venit atâta bucurie. Îmi vine să zbor direct la cer. Am plâns și am lăudat și am binecuvântat din toată inima numele Domnului pentru felul minunat în care se împlinește cuvântul Scripturii, care zice, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoarele celui rău. Și scutul credinței zice, mulțumiri fie aduse pentru toate lucrurile. Și scutul credinței zice, toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu că noi am face ceva, lucrurile lucrează împreună spre bine. Și lucrează împreună spre bine și o încercare minunată de felul acest. Cum se spunea și mai devreme, prietenia este mai valoroasă decât orice alt lucru de pe pământul acest. Avem și ce ne înțelege. De la o parte, ciotul acela, piedica aceea și păstrează prietenia care e mult mai importantă decât toate celelalte lucruri. Nu știu ce diferend, nu știu ce ne înțelege, nu știu ce ne jur, nu mai iertăm. Păi dacă nu mai iertăm, nu o să fim iertați și o să mergem la rândul cetei noastre, acolo unde se adună, după moarte, cei care n-au iertat seminilor lor din toată inima și odată pentru totdeauna și în totul totului tot, că mai este cât un nebun în adunare care zice, l-am iertat, dar nu l-am uitat. Și în Biblie zice să ne iertăm unii pe alții, cum ne-a iertat Hristos pe noi. Să fie de așa mine. Eu n-aș râde să fie un locul vostru. Că este o nebunie care produce orbire spirituală și este o orbire spirituală care produce mai multă nebunie. Și astăzi mai mult ca niciodată este justificat întru totul cuvântul care zice nebun și orb, nebun și orb, nebun și orb, nebun și orb. Toate merg bine aici la voi la adunare, ceasul nu merge bine. Și acum, frați iubiți și surori iubite, credința mai spune că vom da socoteală într-o zi de fiecare cuvânt nefolositor pe care l-am rostit vreodată. Și mai spune că din cuvintele noastre vom fi scoși fără de vine și din cuvintele noastre vom fi osândiți. Cu alte cuvintele, altfel spus, cuvintele sunt ca șinele de tren, ne duc fie într-o parte, fie într-alt. Ne duc fie în cer, fie în iad. Și mă rog din toată inima Domnului ca de aici mai departe să fim foarte atenți la fiecare cuvânt pe care îl vom rosti. Din prisosul inimii vorbește gura. Zice, vorbirea voastră să fie cum? Mai tare. Nu zice așa. Zice, vorbirea voastră să fie totdeauna. Și după aceea zice, cu har și dreasă cu sare. Nu trebuie să fii mare savant și mare teolog ca să înțelegi că totdeauna înseamnă totdeauna. Și când stai în adunare și când ai ieșit din adunare pe drum spre casă, după aceea, în casă, în baie, în dormitor, în bucătărie, la școală, la serviciu, totdeauna înseamnă totdeauna. Și mai apoi credința dată odată pentru totdeauna sfinților, singura în măsură să ne mântuiască și pe noi în secolul 21, o credință pentru care suntem rânduiți și chemați să luptăm ca această credință să biruie până la marginile pământului, zice așa. Cine își păstrează viața pentru sine o va pierde, dar cine își va da viața pentru mine, acela o va câștiga. Credeți lucrul acest? În Apocalipsa, capitolul 20, versetul numărul 4, cuvântul Domnului spune așa.
Și am văzut niște scaune de judecată și celor cărora i s-a dat judecata, adică conducerea sau guvernarea. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Hristos și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și ale celor care nu s-au închinat fiarei și n-au primit semnul fiarei pe frunte și pe mâna dreaptă, ei au înviat și au împărățit împreună cu Hristos în împărăția de 1000 de ani. Nu că n-ar fi vii, că sunt mai vii de 100 de ori decât noi. S-au materializat, au devenit iarăși vizibili aici printre locuitorii Pământului și au împărățit, adică au guvernat împreună cu Iisus în împărăția Lui de 1000 de ani. Trei domenii care trebuie restabilite în vederea venirii Domnului. Cel din tâi domeniu, Evanghelia, până la marginile Pământului. Spune în Matei 24, versetul cu numărul 14, și Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie, adică de mântuire tuturor locuitorilor Pământului. Atunci va veni sfârșitul. Sfârșitul felului în care noi am înțeles să ne organizăm și să ne conducem viața. Atunci va veni așezarea din nou a tuturor lucrurilor, atunci va veni înnoirea tuturor lucrurilor, atunci va veni Iisus și împărăția Lui ei slăvită. Cel de-al doilea lucru care trebuie pus în rânduială în vederea venirii Domnului, restabilit, este pocăința bisericii. Urgența urgențelor este pocăința pocăiților. Prioritatea priorităților, pocăința pocăinților. Spune în Romani, capitolul 12, versetul numărul 2, așa. Să nu vă potriviți chipului veacului acest. Și bisericile tot mai mult se aseamănă cu chipul veacului acest. Și să vă prefaceți prin înnoirea continuă a minții voastre, ca să puteți deosebi bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, și în secolul 21 cu toate încurcăturile lui. Pocăința bisericii să nu-l mai ținem pe Iisus la ușă ca un cerșător bătând de zor, ci el să fie cu adevărat în biserica ce-i poartă numele și Domn și Mântuitor. Pocăința bisericii. Și în cel de-al treilea rând, întoarcerea lui Israel. Spune în Romani, capitolul 11, versetul cu numărul 12. Uite băiatul ăsta minunat, mi se mai mare dragul de el, se uită mereu după mine în Biblie să vadă dacă este așa cum spun. Zice, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât, zice, viață din morți. Și tot acolo se vorbește despre plinătatea întoarcerilor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat. Este Dumnezeul minunilor, este un strateg minunat. I-a ținut pe evrei în rezervă pentru vremurile acestea de pe urmă, pentru că atunci când ei vor intra în biserică, să nu poată nimeni să-i acuze pe ei de sângele bisericii. De altă parte, Israelul fără biserică niciodată nu va putea realiza ceva durabil. Au realizat de-a lungul timpului în istorie fel și fel de case, în dorința de a locui în casele acelea, dar nu s-a putut. Una s-a numit capitalism, alta s-a numit socialist, sau cum s-a mai fi numit. Și n-au putut să locuiască în casele acestea. Israelul fără biserică niciodată nu va putea realiza ceva durabil. Iar biserica fără Israel niciodată nu-și va recăpăta slava pe care a avut-o la început la Ierusalim. De aia spune despre plinătatea întoarcerea lor și de aia spune despre întoarcerea lor care va fi exact ca înviere din morți. Când ei se vor întoarce în biserică, atunci biserica va Evanghelia va triumfa de la un capăt la celălalt al întregului pământ. Ei sunt vreo 10 milioane, nici atât în Israel, și mai sunt vreo 10-12 milioane, să zic eu, în afară Israelului. Cei mai mult sunt aici în America și o să plece și ei, nu peste multă vreme, mâncând pământul de aici în America, ca așa zice Cartea Sfântă.
Și măcar că sunt atât de puțini în raport cu miliardele locuitorii Pământului în generația noastră, au o influență extraordinară asupra tot ceea ce se întâmplă pe Pământul acesta. Cei mai mulți câștigători ai premiului Nobel sunt dânsi în toate domeniile de activitate. După aceea, și să mai vorbim despre chestiunea aceasta, sunt câteva familii care au mii de miliarde de dolari. Tot ce înseamnă imperiu financiar, imperiu bancar, după aceea asigurări, după aceea nesea medicală, fie cu industrie farmaceutică, fie cu descoperiri în domeniu, ce să mai vorbim de IT, toată mass media, și câte și mai câte, și așa mai departe. Ei, imaginați-vă când se vor întoarce dânșii la Dumnezeu și își vor pune toate aceste resurse extraordinare în slujba Domnului și în slujba Evangheliei. Atunci va fi exact ca învierea din morți. Eram mai mulți ani în urmă la București, era o Academie Internațională pentru Studiul Religiilor Lumii și în sunele președintele Academiei, într-o zi, săptămâna viitoare, avem o delegație din Israel. M-am bucurat. Când a venit delegația din Israel, eu am ajuns cumva mai târziu, dânsii ieșeau din sala de consiliu, eu intram acolo în Academie, președintele Academiei a oprit delegația și m-a introdus. Dumnealui este cutare. Și mi-a spus și despre dânsii. Dânsii sunt din Israel. Dar eu, prefăcându-mă, chiar nu înțeleg, zic că îmi pare rău, dânsii nu sunt din Israel, eu nu cred asta. Dânsii sunt din preiubitul Israel. Și șeful delegației mă întreabă, dar de ce spuneți asta? Păi dumneavoastră sunteți țara Bibliei. Biblia prin care Dumnezeu și-a răspândit lumina în lumea întreagă, de la un capăt la celălalt, peste un miliard de exemplare răspândite peste tot în lume. Și n-am așteptat altă întrebare, că i-am întrebat eu. Drept este că dumneavoastră așteptați Mesia. Da, zice, așteptăm pe Mesia. Păi zic, și noi îl așteptăm pe Mesia, dumneavoastră prima oară, noi a doua oară. N-ar fi mai bine să ne unim eforturile și să-l așteptăm cum se cuvine. Și șeful delegației zice, domnilor, ne întoarcem în sală de consiliu, vrem omul acesta să ne mai vorbesc. Și ne-a mai vorbit vreo două ore, pornind de la cuvântul profetului evreu minunat, plin de Duhul Sfânt, în numele lui Simeon, care el a spus, slobozește în pace pe robul tău, stăpâni, că au văzut ochii mei mântuirea ta, care să fie pentru toate popoarele, o spus. În al doilea rând, lumina care luminează neamurile și în al treilea rând, slava poporului tău Israel. Și le-am povestit cum, datorită faptului că Iisus este slava poporului Israel, noi iubim din toată inima, citim Vechiul Testament, îl cunoaștem, copiii noștri îl cunosc, ne hrănim din psalmii lui David, învățăm să ne rugăm din psalmii lui David, punem copiilor noștri în nume evrie și câte și mai cât. Cred că m-ați înțeles. Mă gândesc în inima mea că n-or fi și în adunarea aceasta antisemiți, adică oameni care au în inimă o travă, urii împotriva evreilor. Ei sunt rădăcina, noi suntem rămurile. Cum să urim noi rădăcini? Domnul să aducă vindicare dacă este vreo inimă amăgită, vreo inimă înșelată și vreo inimă otrăvită. Și acum, frați iubiți și sorori iubite, dacă noi nu suntem cu adevărat preocupați cu aceste lucruri însemnate, înseamnă că suntem preocupați cu noi înșine. Și trebuie să ne pocăim de noi înșine. Trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu ca să ni se șteargă păcatele și să vină vremurile de înviorare și să-L trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru noi, și anume pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus. Amin. Amin. Și acum, pentru că mai sunt 2-3 minute, să vă încurajez să credeți cum n-ați crezut niciodată până aici în Domnul Duhul Sfânt, în darurile Duhului Sfânt și în lucrarea Duhului Sfânt. Anul trecut, călătorind din loc în loc, tot aici în țara aceasta mare, cât un continent, mai spun o dată, m-am rugat la un moment dat, Domnul, și am zis, Doamne, te rog, fă robului tău haterul acesta și mai deschide odată ușa de binecuvântare, să ne mai putem aduna la Ateneul Român, la București, și să mai putem înălța odată numele în mijlocul poporului român și până la marginile pământului. Și eu îți promit că dacă vei face minunea aceasta, pentru că va fi cea de-a 10-a adunare, vei face tot ce îmi stă în putință ca să fie o adunare de nota 10. Când m-am rugat eu rugăciunea asta, erau toate restricțiile. Nu puteai să organizezi un așa eveniment în interior.
vaccinare, mascarare, distanțare și toate grosăviile. Și exact în ziua de 9 martie, când am zburat de la Chicago înspre București, s-au ridicat absolut toate restricțiile. Nu că s-ar fi mult milosebit, era să zic, vai, de ăștia de la Washington, de la Bruxelles, de la Berlin sau de la București. Este ca așa hotărât să ne încredem în El, în totul, totului tot. Amen. El dorește atât de mult să se implice în fiecare aspect al vieții noastre. Că e mic, că e mare, nu contează niciun pic de păr din cap. Nu cade fără și El. Și am ajuns la București și am luat legătura în graba mare cu cei de la Filarmonică. Aveam în minte tema la miezul nopții, după cuvântul foarte important care zice la miezul nopții s-a auzit o sigarietă mirului și ținând tâmpinar. Ne apropiem de miezul nopții și de evenimentele înfricoșătoare care vor însoți acest miez de noapte. Ce a fost pandemia pulmonară, e floare la ureche, o să vină pandemie de șomaj, de foamete și de disperare. Și în pandemia aceasta psihică nu există leac la oameni. Există o singură protecție. Protecția vieții divină de la Duhul Sfânt. Numai Duhul lui Dumnezeu e mai tare decât Duhul Lumii și există o singură protecție, numele Domnului Iisus și sângele Domnului Iisus. Amen. Ei au biruit prin cuvântul mărturisirii lor, spunem tot timpul Iisus, Hristos este Domn și prin sângele Mielului. Și spune mereu și mereu și eu sunt un suflet răscumpărat prin sângele Domnului și chemăm sângele Domnului tot timpul peste noi, peste casele noastre și peste dragii noștri. Și așa s-a făcut lucrarea aceasta minunat. V-am adus și de această dată DVD-ul de la această lucrare. Sunt vreo 3 ore, multe rugăciuni, multe cântări, după aceea 7-8 mesaje și așa mai departe. Și cum v-am spus și data trecută, cei care nu aveți DVD player, să vă cumpărați, să se mai găsesc la prăvările astea și la Walmart și așa mai departe, că o să vină vremea când toate lucrările ziditoare de pe internet vor dispărea printr-o simplă apăsare de buton și atunci vă mai putea bucura, hrăni și încuraja din ceea ce am adunat în felul acesta de-a lungul timpului. V-am adus și discul ăla cu cântecele, cei care încă nu-l aveți, puteți să luați câte exemplare doriți, le luați absolut în numele Domnului. Dacă cineva vrea să lase acolo ceva pentru nevoie de un fel sau de nou, e cu tot o altă chestiune. Dacă cineva lasă, eu zic aleluia, dacă nu zic de două ore aleluia. Ca să nu ne vină nicio întristare și nicio amărăciune la inima, Domnul le are pe toate, Domnul le știe pe toate și Domnul le binecuvântează pe toate. Mulțumesc din toată inima preiubitului fratele Iosif, la cea din tâi strigare, când i-am spus că urmează să ajung și pe meleagurile astea, Dumnezeu zice, vino, te așteptăm cu toată inima. Am călătorit și de această dată vreo 15.000 de maile din loc în loc. Am ajuns și aici, nu e meritul nostru, este îndurarea Domnului. Eu mă opresc la cuvintele acestea, Duhul Domnului vorbește mai departe. Dumnezeu în marea Lui milă, îndurare, bunătate și dragoste să vă dea tuturor pocăința adevărată și mântuirea pentru voi și casele voastre și să se îndure neapărat și de mine și de casa mea. Amin. Amin.